Suntem la Elephant Fest, iar astăzi ce dorim să vă oferim este un ghid de imunizare împotriva dezinformării. De fapt, vrem să vă vindem sub toate formele posibile o carte, o carte foarte frumoasă, o carte de povestiri. O să vi se pară poate mai puțin obișnuit, o carte de povestiri despre epidemii și vaccinuri. Poate că așa ideea de vaccinare se va vinde mai bine și pe sceptici îi va convinge că, totuși, vaccinurile. Rămân până la urmă o soluție împotriva tuturor bolilor care răspund la vaccinuri. O carte spusă sub forma unor povești, de un, către un om care, de fapt, spune povești sub diverse forme. Domnul Alexandru Pătrașcu, este autorul acestei cărți. Cred că îl cunoașteți foarte bine, este directorul Biocore Science Festival, iar despre Bucure Science Festival de 8 ani de zile vorbim într-una și Biocore Science Festival face foarte, foarte multe chestii. Domnul Alexandru Pătrașcu, bine ai venit la acest interviu pentru Elefant Fest. Așadar, poveștile despre vaccinuri, crezi că reușesc să ne convingă mai, mai bine și mai eficient decât ceea ce spun specialiștii, oamenii de știință? Cred că atunci când înțelegi lucrurile care au stat în spatele descoperirii vaccinurilor, dezvoltărilor, producerilor, ești mult mai înclinat să le accepti. Tocmai de aceea am scris această carte, pentru a încerca să combat, chiar dacă într-o mică măsură, campania asta absolut stupefiantă de dezinformare, care vedem face victime. Tu nu ești un specialist, un specialist în vaccinuri și nici în epidemiologie. Cu toate acestea, cartea aceasta este scrisă cu foarte multe detalii științifice, este foarte bine documentată. Pe de altă parte, știu că ai crescut în preajma unor oameni care au avut de-a face cu știința. Părinții mei au fost medici bacteriologi și toată copilăria mea ne-am petrecut-o practic în laboratorul lor. Era Punctul culminant al zilei, să mă duc acolo după școală. Da, m-am documentat foarte mult. Sincer, mi-a plăcut să scriu această carte. În mare măsură, am scris-o pur și simplu pentru mine, pentru că trei ani am muncit la ea. A fost o adevărată plăcere să intru în amănunte, să citesc multe lucruri pe care le știam, evident, în mare, dar nu știam toată bucătăria internă. Și a fost o adevărată plăcere să o scriu. Dar de ce spui tu că vaccinarea, mă rog, vaccinurile uh, au devenit o victimă a propriului succes? Noi, o bună parte dintre cei care trăim astăzi pe suprafața Pământului, trăim datorită existenței vaccinurilor. E suficient să ne uităm ce se întâmpla în urmă cu 100 de ani, e suficient să ne uităm la variolo, o boală, singura boală din istorie care a fost eradicată vreodată, a dispărut de pe fața Pământului. Chiar în secolul 20 mureau de variolă sute de milioane de oameni. Mai mult au murit în secolul 20 mai mulți oameni de variolă decât în toate războaiele. Atât de ucigătoare. Primul război mondial, al doilea, război mondial, toate celelalte conflicte și că locale, regionale, au produs mai puține victime decât o singură boală, variola. Înmulțiți acest număr cu N, Băgați în ecuație tuberculoza, rujeola, tusea convulsivă și veți vedea de câte boli ne-au scăpat vaccinurile. Paradoxal, astăzi nu le mai vedem în jurul nostru, nu mai întâlnim frecvent oameni îmbolnăviți de boli care chiar în urmă cu două generații omorau pe capete. Și atunci zicem, wow, dar de ce ne mai trebuie vaccinurile? Da, doar că, uite, ar trebui să ne gândim la poliomielită, vedem, poate mai sunt oameni care au suferit ale care, și e o boală ale cărei consecințe se văd, pentru că lasă urme fizic și atunci poate că n-ar trebui să spunem, bun, nu mai există, nu ne mai interesează, dacă nu ne vaccinăm s-ar putea să reapară aceasta, această boală și altele și poate că aici este cheia, da, că dacă nu ne vaccinăm, într-un timp oarecare, poate o generație, poate două, aceste boli ar putea să reapară. Dar câți oameni știu acest lucru? Poliomielita, că ai dat acest exemplu, practic a dispărut din țările dezvoltate. În momentul de față, poliomielita, datorită eforturilor medicilor, datorită eforturilor Organizației Mondiale a Sănătății, este pe punctul de a fi a doua boală eradicată din lume. Dar, cu toate acestea, la noi, în România, să luăm un exemplu simplu. Vaccinarea antipolio s-a generalizat în anii 60. Deci, practic, în momentul de față, nu prea mai vedem oameni care să fie suferit de poliomielită, care să sufere de sechele în urma acestei boli. Dar la doar câteva sute de kilometri distanță de noi, în Ucraina, ca urmare a războiului, ca urmare a întreruperii programelor de sănătate, așa cum se întâmplă de obicei când apare o astfel de catastrofă, precum un război, au reapărut focare de poliomielită aici, aproape, aproape de noi. Oricând, dacă tu nu ai populația imunizată, Oricând poate să vină cineva bolnav și să infecteze un număr mare de oameni. Cartea ta, repet, să-i reamintim, reamintim titlul, povestit despre epidemii și vaccinuri, aș putea spune că pare mai degrabă sau aduce cu un roman uh, polițist. Pentru că, iată, ai, o, ai un capitol care se intitulează foarte sugestiv: Unde este arma crimei? am încercat să o fac cât mai accesibilă posibil. Am încercat să nu intru în amănunte foarte tehnice decât atunci când era absolut necesar pentru a înțelege povestirea. Pentru că, până la urmă, avem un fir, avem un fir logic, exact ca într-o carte polițistă, cum bine ai spus, în care se pleacă de la niște indicii, de la niște dovezi și, urmând logica, urmând drumul pe care te duc micile celule cenușii, așa cum spunea un celebru erou dintr-un roman polițist, Hercule Poirot, urmând toate aceste indicii și aceste procese ale gândirii, vei ajunge la niște concluzii. Așa a pornit medicina modernă în secolul al XIX-lea. Până în secolul XIX, până la Pasteur, până la Corp, până la Titani de acest calibru, Medicina era orice numai știință, nu. Era filozofie, era mitologie, era vrăjitorie, era orice vrei, dar nu știință. De-abia când oamenii de știință au descoperit că pentru o bună parte dintre boli sunt responsabile vietăți minuscule. De-abia atunci când au fost, acestea au fost studiate, când a fost studiat ciclul de viață, când s-a descoperit cum pot să fie combătute, de-abia atunci medicina a intrat într-adevăr în zona științifică. Deși la început, așa cum spui și tu în carte, într-unul dintre capitole, oamenii au bășbuit prin întuneric și este foarte, cum să spun, tulburător dacă stăm să ne gândim. De fapt, toți acești cercetători, până la urmă, sigur că au avut cunoștințe științifice, dar n-a fost clar de la început încotro merg și că vor și reuși. Când pleci în necunoscut, niciodată nu vei ști că vei reuși. Pentru că nu știi care este drumul bun pe care trebuie să mergi Noi este ușor cumva să ne uităm în spate și să zicem Wow, ce fraier au fost oamenii ăștia că nu au văzut lucrurile Așa cum le vedem noi acum Dar trebuie să ne gândim că pentru ei era un teritoriu complet necunoscut Și nu știi niciodată dacă să te duci spre dreapta, spre stânga, să mergi înainte, să mergi Poate să te întorci din drum și ei au făcut acest, acest, efort extraordinar și de aceea trebuie să-i apreciem și să înțelegem procesele de gândire care i-au condus să meargă mai departe. Vorbești despre asta în cartea ta, iată, ai un capitol care sună, se intitulează foarte, foarte frumos, Îmblânzirea microbilor de la cintezele lui Darwin la vaccinurile vii. Păi, până la urmă, o bună parte dintre vaccinuri sunt făcute plecând de la, hai să-i spunem așa, bacterii domesticite sau microbi domesticiți. De ce? Pentru că oamenii de știință, aplicând în laborator procesele evolutive care apar natural în jurul nostru, au reușit să obțină varietăți specifice de microbi, de bacterii, de virusuri, care sunt capabile să... Infecteze, să colonizeze un organism viu, dar nu mai sunt capabile să producă boala, să producă acele simptome caracteristice bolii. Și atunci organismul vede această invazie, dar este o invazie benignă, este o invazie uh, nesemnificativă față de boala reală, dar organismul este pus în contact cu acești microbi, îi învață, îi cunoaște, descoperă cum să producă arme împotriva lor. Astfel că atunci când verișorii lor agresivi încearcă să facă același lucru, organismul este pregătit și poate să oprească brusc această nouă invazie. Eu aș spune că este o carte care oferă de toate. Dincolo de povești, oferă și um, povești adevărate, să spunem, despre oameni adevărați, oameni care au existat. Uh, iată, Joseph Meister, uh, dar și una dintre femeile cele mai de duh și mai inteligente din Anglia, dar și despre Edward Jenner și descoperirea vaccinării. Cu alte cuvinte, este o carte din care afli istoria sub toate formele ei inclusiv lucruri legate de principatele române pentru că uh, sunt puțini oameni care știu că cei doi medici adevărat uh, levantini uh, care au uh, semnalat pentru prima oară occidentului uh, precursorul vaccinării, mă refer la variolare, au fost buni de zile medicii uh, unor familii boierești importante din Țările Române. Din nou, poate puțin știu că pe la începutul secolului al XIX-lea nu puteai să te hirotonisești preot dacă nu știai să vaccinezi, pentru că doctorii fiind foarte puțini în sate, cine era obligat să facă vaccinarea atât de necesară pentru a împiedica izbucnirea epidemiilor de variolă? Preoții. Prin regulamentele statului român, orice preot în pregătire, trebuia să facă practica, alături de un medic să învețe să varioleze. Și atunci, documentându-te pentru cartea asta, scriind cartea asta, trecând prin toată istoria, sub, repet, sub toate formele în, în care ai pus-o aici în carte, ai putea spune că oamenii înainte, atunci, la începuturile vaccinării, erau mai cum? Mai încrezători în uh, autoritate, preot, uh, medic, învățător? Erau mai creduli? Erau mai cum să spun, mai dornici să fie sănătoși și înțelegeau mult mai bine, de fapt, ce înseamnă puterea științei? Um, N-aș pune lucrurile uh, sub forma aceasta. Aș spune altceva. Aș spune că oamenii de atunci erau mult mai conștienți de pericolele cu care se confruntă. Și atunci erau, evident, mult mai dornici să uh, prevină aceste boli absolut înspăimântătoare. Ei nu înțelegeau noi, acum înțelegem mult mai bine pe ce se bazează vaccinurile. Dar, în același timp, bolile pe care acestea le previn, practic au dispărut din regiunea noastră fericită de lume, din Europa, din America de Nord. Practic, bolile acestea sunt o excepție în acest moment. Dar este foarte important de înțeles că atâta vreme cât există și un singur caz de boala X în lume. Ținând cont de conectivitatea globală, de modul în care oamenii pot să circule ușor cu avioanele și în 24 de ore pot să ajungi oriunde pe suprafața Pământului, dacă există și un singur caz dintr-o anumită boală, iar acel om pătrunde într-o populație care nu este imunizată, dintr-o dată o îngrozitoare epidemie poate să reapară. Ce dovadă mai uh, grăitoare avem decât uh, realitatea acestor zile? Iată. N-am văzut acest pericol, nu am fost obișnuiți cu el, n-am știut că există sub forma asta. Dintr-o dată ne-am trezit într-o situație în care probabil că s-au trezit sau au fost și oamenii din, nu știu de acum două secole, două, trei secole. În loc de concluzie, ai un citat care mi-a plăcut foarte mult în carte. După ce, ai, după ce ai eliminat imposibilul, ceea ce rămâne, oricât ar fi de improbabil, trebuie să fie adevărul. Adevărul absolut îl oferă știința, Știința se bazează pe dovezi. Aceasta este marea ei putere. Știința se autocorectează atunci când apar dovezi care ți arată că plecasești pe un drum greșit, noile fapte te aduc pe drumul cel bun. De aceea știința este puternică, de aceea știința trebuie urmată, de aceea trebuie să avem încredere în știință. Pentru că atâta vreme cât păstrăm acest mecanism de autocorecție, știm că vom fi aduși, chiar dacă plecăm într-o direcție nepotrivită, știm că repede vom fi aduși la drumul cel bun. Îți mulțumesc foarte mult, Toma Pătraș, cu o carte, repet, foarte frumoasă, o carte de povești, povestiri despre epidemii și vaccinuri, o carte care trece prin istorie, care face istoria mult mai accesibilă, care face știința, poate, mult mai atractivă, pentru că atunci când o spui sub formă de povești, poate totul devine mult mai ușor digerabil când vine sub formă de poveste.